Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Uitați ce minunății am eu aici și uitați cât e de mare. Vedeți? Aștept să se coacă și nepoțica mea abia așteaptă să le culeagă. Abia așteaptă să le culeagă. Nici nu vreau să mănânc niciuna, pentru că sunt doar câteva și să poată ea bucura de ele. Uitați și aici. Este o căpșunică și mai este și aici. Uitați ce frumoase. Roșcovane. Și se mai fac. Se mai fac. Și acolo. Și aici. Se mai fac căpșunele. Bun, să vedem ce mai avem aici jos. Fasolea a ieșit foarte bine. Am pus aici jos 3 tufe de fasole. Și aici mi-am pus, dacă bine mi-aduc aminte, mi-am pus pătrunjel. Numai am pus creanga asta aici ca să nu vine o pisică din vecin, tot vine și scurma aici și atunci am mai pus de câteva ori, dar a reușit de mi-o scos toate semințele afară plus melcii, dar acum oarecum problema melcilor e rezolvată și sunt cochilii goale. Dar oarecum problema mergilor este rezolvată. Mi-am pus și într-un ghiveci fasole. Uitați, să vedem ce va ieși și de acolo. Și în ghiveciul acesta mi-am împlântat câteva crenguțe de smochin. Și se pare că două fire s-au prins, una au dat frunzuliță și mai este una aici în spate, care s-a mai prins, o dat un muguraș acolo. Am împlântat mai multe crenguțe acolo, în nădejdea că careva s-a prinde și o să duc și în țară. Acum, acum e clima așa schimbată, în România ar putea să reziste și în România afară. Acum merită să încercăm. Și fasolea o să urc și sus la grădină să vedem cum e grădina după ploile grozave care au fost. Și ultima dată am cumpărat doar niște răsaduri de vinete. Am mai căutat și dovlăcel, dar nu am găsit. Am găsit ceva dovlăcel, dar nu așa lunguieț, că rotund, exact ca un pepene, și nu m-a încântat să cumpăr, dar mai caut. Aici mi-am plantat florile astea, am pus dedesubt, am pus pietri și după aia pământ. Și uitați ce flori frumoase am eu în gemulețul de la bucătărie. Eu zic că e super arată. Acum un pic supărate cum au fost replantate, dar eu zic că arată foarte bine. Și ghiveci un gust exact cum îmi trebuie mie aici pe acest pervas. Uite, să urc sus, vreau să vă mai arăt ce flori mai am pe aici. Am o mușcată micuță și frumoasă. Asta e o floare, o tufă cățărătoare care e pus aici așa. Mai am hortensie. Opa, asta nu știu cum a apărut aici. Așa, și mai am o hortensie. Așa. Uitați ce frumoasă e. O splendoare de culoare. Uitați ce frumoasă e. Să o filmez și de aici. Ui. Splendida. Uitați ce buchet de floricele. Mai am o garofiță micuță, amărâtă, dar frumoasă.
Și asta e o splendoare. Bun, să urcăm și sus la grădină. Un florit și liandru alb. Avem aici un liandru alb. Uitați ce frumos e. Foarte frumos, îmi place foarte mult. Asta nu știu ce floare îi, dar miroase foarte bine. Deci miroase foarte bine. Astea e frunzele. Și astea sunt așa florile. Mai avem margarete pentru fete. Uitați. Și am ajuns și sus la grădină. Uitați vinetele. Ce frumoase vinete avem noi aici. Le-am plantat deja de câteva zile și le merge foarte bine. Foarte bine le merge. O ieși fasole așa aici. Roșiile și ardei sunt în picioare. Roșiile deja încep să de flori. Cred că e un semn bun ăsta. Ia să vedem și aici. Deja are floare. Uitați. Da, roșiile lăsăm mărâte. Sunt roșii cherry de la răsadurile ce le-am salvat. Aici ai un ardei. N-are cum să filmez. Așa. Așa. Că deja dă să deie ceva. Așa. Cred că începe să deie floare. Și acesta. Deja începe să deie, nu prea văd pe ecran, că bate soarele. Fasolea îmi place foarte mult. A ieșit foarte bine. Și unde sunt mai multe frunze, acolo sigur am scăpat eu mai multe boabe. Bun, roșiile castraveții s-au prins foarte bine. Aici. Și acolo. Mai căutăm dovlăcei, că am avut încă două fire, dar le-o mâncat melci. Ăsta au rămas și o și înflorit. Acum nu știu ce rod o să deie, dar mai caut să cumpăr. Dar ciudat e că nu găsesc deocamdată. Aici iese iară fasole. Am pus ceva fasole cu par aici. Am frunze de țelină. S-a prins foarte bine și o să am frunză de țelină toată vara, cred că. Așa, aici am un melc care o cedat nervos. Bun, sunt mai mulți melci. Deja cu cochilia goală. Și uitați cartofii ce frumoși au ieșit. Noră mi-au aruncat câțiva cartofi, erau și mici, ofiliți, încolțiți. Mi-a fost milă să-i arunc. Și am pus aici două rândurele. Și urmează să iasă mai bine, să-i săpăm. Și o să avem și ceva cartofi. Cartofi noi. Cam atât cu grădina. Cobor acum, mi-am pus la frământat ceva luat. Vreau să fac covrigi și pâine. Acum probabil că o să împart aluatul în două. Jumătate covrigi, jumătate pâine. Și mă grăbesc să și termin pe când vine soțul să se bucure și el.
bun, n-am filmat pe partea asta. Ceapa e foarte amărâtă, deci la ceapă nu prea îi place. Acolo îi au rămas foarte mici. Nu știu de ce, o să le scot toate. Poate mâine am timp să urc sus la grădină și să le scot alea de acolo. În mare parte și aici, și poate mai cumpăr ceva răsaduri să pun și aici, să încercăm cu răsaduri. Morcovii, ceva încep să răsară. Uitați, ceva s-arată. Salata iară nu-i merge, deci chiar nu știu acum exact, după cum am spus la începutul anului, totul experimental deocamdată, pentru că suntem noi în grădina asta și pe deal, și atunci nu știm exact ce se face, și foarte umbrosă. Sunt zone unde acum, deci acum acolo bate soarele, dar nu o să mai bată pentru mult timp. Și toată ziua nu este soare aici nici pe bucată de pământ. Bun, să mergem jos la covrici și la pâine. Așa, și să ne apucăm și de acest covrigi, adică m-am apucat un pic mai devreme de am pus aluatul la frământat. Eu folosesc acum exact ca aluatul de pâine. Deci am făcut un aluat de pâine. Bun. Și mi-a dospit de odată deja pe ăsta aproape. L-am apăsat, mi-a dospit foarte bine. Aluatul e făcut cu maiaua preparată de mine. Așa. Și vreau să fac câțiva covrici. Acum să vedem câți încă m-am hotărât câți covrici să fac. A luat un mio deospit foarte bine. Așa. Mi-am făcut aluat mai mult decât mi-ar fi trebuit pentru covrigi, pentru că diferența dintre câți covrigi o să fac, o să fac o franzeluță sau ceva de genul. Bun. Așa. Aluatul îi foarte, foarte... Bun, și să vă arăt cum fac eu covrigei. Prima dată să împart aluatul. Cred că mai ușor o împart dacă e mai îngust. Așa. Bun. Aproximativ așa. Și acum cam cât de mari să fie covrigii. Nu vreau să-i fac nici foarte mari. Așa. Așa, cam așa. Bun. Mi-am pus într-un vas apă la fiert cu o lingură de bicarbonat. Cu o lingură de bicarbonat. Aluatul este ușor lipicios după ce o dospit, atunci când a fost frământat. Nu a fost așa. Bun. Așa. Și fac covrigei. Așa. Nu sunt expertă în
Da, aproximativ așa îi pregătesc pe toți. Așa. Și o să iasă super, super buni. Așa. Și pregătesc prima dată pe toți. Așa. Așa, am pregătit covrigei și acum mergem să îi scufundăm în apa fierbinte. Cred că mi-am fixat bine telefonul, mi să nu împice în oala, ci fierbe apa cu bicarbonat. Și acum o să o luăm câte un covrig și îl scufundăm în apă, dar numai pentru până se ridică, deci așa, vedeți, deci ca și cum îi opărim un pic. Așa. Da, un pic focul mai tare, că l-am prea redus. Deci doar un pic îi opărim și îi scoatem afară. Eu am să-i așez pe această tavă. Așa. Merge foarte repede și sunt și foarte buni. Eu pun sare, doar sare pe ei, dar se pot pune pe ei mac, susan, orice doriți. Eu pun un pic de sare. Și pun acum cât timp îi fierbinte și ca se lipește mai bine sarea de așa, și asta e gata. Așa, sare. Asta e sare grunjoasă, că eu așa folosesc. Aia fină parcă nici nu sărează așa de bine. Asta prea sărează. Așa. Bun, și-l bag și pe cel mai micuț. Să vedem unde găsim locul și la cel micuț. Probabil că aici. Așa, în principiu am terminat această operațiune și sting focul. Așa. Bun, lăsăm să se răcească un pic. Între timp am aprins cuptorul și o să-l bag la 220 de grade pentru aproximativ, mă gândesc că în 10-15 minute o să fie făcut. De acum depinde de cuptor și rămâne de văzut. Lăsăm un pic să se răcească, după care îl băgăm la cuptor. Între timp pregătesc și pâinica ca să o bag după ce scot covrigeii. Diferența de aluat l-am pus în acest coș și îl las să dospească până termin covrigeii de făcut. Încă sunt destul de călduți, așa că îl mai lăsăm un pic să se răcească. Sunt în cuptor deja de 2-3 minute și așteptăm minunea coacerii. Între timp și pâinea dospește. Covrigii sunt gata.
Uitați ce bine arată! Arată super, super! Și are gustul de covric foarte bun. Ne-am și lăsat un pic să se răcească. Și pâinea e aproape gata. Foarte bun, foarte bun. Mi-a fost dor de covrigi. Dacă vedeți ce bine arată. Și am să scos și pâinea. Cred că e gata și pâinea. Dați să vă arăt. Acum scot. Uitați, l-am făcut exact în cratița asta, nu-i de fontă cratița, îi de tablă emailată, deci e subțire, dar e foarte bun, deci în prima fază am făcut-o, am lăsat capacul, după care am luat capacul jos și acum l-am scos din cuptor, e foarte fierbinte. Uitați, și pâinica mea. Deci, din a luată jumătate scovrici și jumătate îi o pâinică micuță. Cam aici se oprește filmulețul meu. Vă doresc o seară minunată și binecuvântată și mii de mulțumesc!